Express taxi și Meridian taxi. Cel din intersecție aș pleca. N-am mai așteptat poliția. Deja al doilea instructor îl văd fără mască sau cu masca pe barbă, cum era celălalt. Aici văd că nici studenta, nici eleva, nici viitoarea șoferiță nu poartă mască. Sper că măcar centura și-au pus-o, că nu se vedea prea bine. Încă un instructor, același comportament. Ăsta învață șoferi de autobuz. De fapt, sunt doi, unul cu mască și altul cu masca pe barbă. Halal școală. Poliția tot așa umblă fără măști, fără centuri de siguranță. Oare cât ar trebui să aștept ca să văd trecând prin fața acestei ilegalități echipaje de poliție sau ca să asist la un accident pe zebră din cauza vizibilității reduse create de șoferul ăsta, de exemplu. Iată cum vin mașini în grabă. Ies un pieton neatent la semafor și nimerește fix sub roțile mașinilor. Șoferul n-are timp. Uite așa, în cazul ăsta. Nu e așa că e posibil accident. De asta e interzisă staționarea în intersecție. Dar ei fac stație de taxi până la și după zebra. Și poliția ori nu face nimic, ori intervine de mântuială și documentează pe unul din trei. Poate ați văzut clipul de săptămâna trecută, fix în intersecția asta. Și nu putem că nu e, nu putem zice că nu există poliție. Ia uite, mii de autospeciale circulă pe drumurile patriei și pe străzile capitalei. Dar trec pe alături. Au altă treabă. Ce imagine simbolică. Coroana de plastic și mașina parcată în fața zebrei. Șoferul care rezolvă integrale. Și organe care nu există sau stau la călduț prin birouri. Așteaptă ziua de salariu. Apolodor. Europa se întoarce. E atât de preocupat de integramele lui, încât nici nu vede că e filmat.
Sau atât de puțină îi pasă. Pietonii ăștia iresponsabili și periculoși, că aleargă la roșu. Dar principala vină o are șoferul de taxi. Poliția, că nu intervine atât de des și atât de hotărât încât să le taie cheful.